Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi voi încerca să fac un challenge super, super tare. Probabil că unii dintre voi ați mai văzut acest challenge și la youtuberii din străinătate. Acolo l-am văzut și eu prima oară, după am văzut că a încercat Ilie să facă acest challenge. De asta vreau să vă spun de la început să nu începeți cu comentarii de genul că Bogdan, de ce l-ai copiat pe ăla? Bogdan, de ce te iei după ăla? Nu! Nu copiezi pe nimeni, de asta este o provocare să poată să o încerce oricine. Deci și tu poți să încerci să faci această provocare. În fine, trecem peste chestia asta. Avem nevoie de un PPN. Momentan nu am acel PPN, însă după ce voi filma acest intro pe care voi deja îl vedeți, dau repede o fugă până la piață și voi cumpăra un PPN. În fine, deci avem nevoie de un PPN și de foarte, foarte multe elastice. Am peste 3000 și ceva de elastice. Va trebui să le pun pe toate pe PPN, până când vor fi foarte, foarte multe și va strânge pepenele până când el va exploda. Nu știu dacă o să-mi reușească, însă nu vreau să mă dau bătut, pentru că voi știți că mie îmi plac provocările și vreau să le duc până la capăt. Ok, acum că v-am explicat cum stă treaba, mă duc să cumpăr un pepene și haideți să-i dăm drumul să punem peste 3000 și ceva de elastice pe un pepene. Am luat pepene. Deci nu are absolut nimic, e în perfectă stare. Iar acum haideți să-i dăm drumul la treabă să vedem câte elastice este nevoie să punem ca pepenele acesta să explodeze. Sper să nu fie nevoie să pun toate aceste 3000 de elastice și să cedeze mai repede, pentru că îmi va lua o oră, două, cred, până voi pune toate aceste elastice. Uitați câte pungi am aici. Până termin eu aici, cred că se termină și bateria la cameră și memoria la card. Cam atât am pus până acum, însă îi dăm bătaie în continuare. Încerc să pun câte 3 odată. Uitați câte am pus până acum. Nu știu dacă pe cameră se vede, da? E foarte, foarte strâns aici, la mijloc, se vede. Mamă. Încă puțin. Oh my god! Pocnește, pe bune! Nu cred! Uitați-vă! What the fuck! A pocnit! Nu cred așa ceva! A pocnit! Mamă! Vai, l-a murdărit și camera! Mamă, nu cred ce am făcut aici, fraților! What the fuck? Doamne, frate, ești nebun la cap, a sărit până pe ușă. Deci uitați
ce mi-a făcut pe ușă. Nu cred, uitați-ne, și pe geam, peste tot. Mamă, până sus, frate. Și pe trepied, peste tot. Mamă, dar ce murdară e camera, frate. Deci obiectivul e varză. Deci mă și bucur în același timp că am reușit acest challenge și a explodat. Dar când văd ce am făcut prin curte și pe ușă, cât am de curățat. Ok, family, am reușit să facem și această provocare. Apăsați acolo butonul de like să strângem cât mai multe like-uri la acest clip. Vă rog din tot sufletul meu, eu zic că merită, așa că apăsați butonul de like, dați și un share pe Facebook. Deci nu știu dacă greșesc, scuze dacă greșesc, dar eu cred, așa cred eu, nu știu sigur, că noi suntem primii care am reușit să facem această provocare, să o ducem până la capăt. Cam atât și cu acest video, cu voi astăzi a fost Bogdan și ne vedem bineînțeles la următorul video. Pa! Asta e, fraților, trebuie să facem și treaba asta.